tapeturi, caserole, hârtie și tot felul de ambalaje zăceau în această dimineață în locurile unde ieri românii au ieșit să petreacă ziua muncii. După ce au mâncat și au băut, se pare că românii au uitat să mai strângă și ambalajele aduse cu ei, așa că le-au lăsat lângă grătar. În urma petrecerii de 1 mai, românii au lăsat munți de gunoaie, așa că angajații de la Salubritate au fost nevoiți să vină astăzi și să strângă peturile și ambalajele lăsate pe poiană. An de an, imediat ce mercurul din termometre crește, românii ies la iarbă verde și încing grătarele. Singura problemă este că mulți dintre ei se fac că uită să strângă gunoiul lăsat în urmă, iar majoritatea resturilor aruncate în natură nu sunt biodegradabile. Deși riscă amenzi usturătoare dacă nu mai strâng ambalajele sau dacă aprind grătarul în spații neamenajate, românii nu se tem de oamenii legii și își fac de cap la fiecare ieșire în aer liber.